Salutare și bun găsit! Ei bine, așa cum v-am obișnuit, astăzi este marți, ceea ce înseamnă că suntem într-un nou episod Frumusețea în Detalii aici pe Unica Mede, în parteneriat cu Farmacia Familiei. Astăzi avem un subiect foarte curios pentru toate, toate femeile. De ce zic asta? Pentru că vom vorbi despre obiceiuri ce distrug podoaba capilară. În principiu vom discuta și despre tratamente, dar nu în ultimul rând despre cel mai bun produs care ne poate ajuta să ne hrănească părul și firul în totalitate. Este vorba de brandul Cloran, un brand francez care vă poate ajuta și stimula creșterea firului de păr. Lângă mine am două invitate speciale. Este vorba de Eleonora Gemenan, care este hairstylist, și Nadejda Chironda, care este influencer și ne va putea spune din propria experiență cu ce a ajutat-o pe ea, anume brandul Cloran, să i hrănească și să aibă un păr atât de sănătos și de frumos. Bună seara! Eu o să vă întreb și o să vă dau microfonul să discutăm ca să ne audă toată lumea. Totodată vreau să îndemn pe toți cei de acasă care ne priviți la această oră, poate din trafic, de ce nu, sau poate sunteți undeva așezați comod. Fiți alături de noi pentru că în următoarea jumătate de oră vom discuta subiectul care vă interesează cel mai mult. Pe lângă asta, vă propun și vă spunem că avem și o surpriză din partea brandului Cloran. Două două cadouri avem pentru voi și este vorba de această măscuță și acest șampon care vă poate ajuta să vă hrăniți și să vă uh, tratați părul în totalitate, mai mult decât atât. O să vă povestesc pe parcurs de ce trebuie să alegeți anume acest șampon ca să aveți grijă de sănătatea părului dumneavoastră. Până atunci vreau să vorbesc uh, cu Hairstylistul nostru din această seară, Eleonora, haideți să o luăm cu începutul. Când vorbim de un, de un de o podabă capilară frumoasă, nu înseamnă neapărat că este sănătoasă. Când înțelegeți dumneavoastră când vă calcă un, un client pragul, că părul este într-adevăr deteriorat și are nevoie de o hidratare și trebuie să-i recomandați un produs potrivit. Bună seara tuturor! Uh, deci atunci când clienții pășesc uh, pragul salonului nostru, desigur primesc în primul rând o consultație, uh, o diagnoză a părului. Uh, asta ar însemna uh, că uh, clientul și. Uh, propune da, unde aș, ar dori el să ajungă și specialistul respectiv îi îndeplinește uh, dorința. Uh, cum vedem noi dacă părul este distrus sau este sănătos, uh, este foarte simplu. Uh, atunci când ne dispare luciu, atunci când avem o structură a firului de păr prea subțire, atunci când avem un uh, păr uh, destul de deteriorat de la instrumentele ferbinți sau atunci când avem un păr decolorat sau un păr blond, pentru că, uh, desigur, tehnicile și și culorile blonde în timpurile actuale. Deci este foarte modern, și atunci cu siguranță că părul este distrus. El deja nu mai are acel luciu, se stâng culorile, vârfurile sunt despicate și pot aduce până la rupere. Așa, îți mulțumesc foarte mult! Eu vreau să te întreb din experiență proprie, pentru că cu siguranță atunci când ai ales să utilizezi șamponul de la Cloran, ai testat mai multe ca să înțelegi că de fapt acesta este produsul care ție îți convine cel mai mult și părul tău este mulțumesc și în fiecare zi îți pune mulțumesc pentru asta. Bună seara tuturor! Deci eu eram persoana aceea care a ajuns în scaunul stilistului și i s-a zis că tu ai părul foarte subțire deci eu deja nu puteam să am coafura la care visam, orice frizură nu mi stătea și nimeni nu mi dădea răspuns cu ce produse să mă folosesc. Descoperirea șamponului Cloran pentru mine a fost una superbă pentru că din prima săptămână eu am simțit cum firul părului devine mai gros plin de putere și eu îmi simțeam chiar parcă mai mult volum în cap și desigur am testat foarte multe produse dar anume calitatea acestui produs m-a lăsat să-l îndrăgesc și cu siguranță nu îl schimb pe altceva. Îți mulțumim. Eu voiam să vă întreb pe dumneavoastră ca stilist, atunci când vorbim despre produse sau poate uh, doza de hidratare pe care o luăm pentru organismul nostru, uh, cu tenul am înțeles, ceea ce mâncăm cumva se reflectă uh, pe fața noastră. Ce se întâmplă cu podoaba capilară dacă facem excese de produse care nu trebuie consumate sau alte alimente, nu știu, sau poate băuturi și nu neapărat vorbim de alcoolice, dar... De ceaiuri în exces care nu sunt potrivite pentru cineva, sau de multe alte care noi credem că dacă ne vitaminizăm corpul și este incorrect, atunci cumva părul are și el de suferit, să înțeleg. Desigur, pentru părul nostru este nevoie de o alimentație corectă, atât și de un somn liniștit, clar și uh, nu prea mult stres, pentru că absolut to toți acești factori interni ar influența uh, oarecum asupra podoabei capilare. Deci părul nostru are nevoie atât de uh, suplimente alimentare, da, care le zicem noi, cât și spirulină, pentru în general este foarte bună pentru femei cât și uh, suplimente ca omega 3, zinc, cu ceea ce noi luăm din uh, mai mult din uh, farmaceutică, hai să zic eu așa. Uh, de, uh, și cu atât mai mult uh, iarăși, avem nevoie de aceeași proteină din alimentație, avem nevoie de să mâncăm arahide. Uh, deci uh, să bem destul de multă apă pentru că este foarte, foarte, necesar ca să fim destul de hidratați. Și cu siguranță și factorii externi asta ar fi clar, în primul și în primul rând, igiena, într al doilea rând, asta ar fi produsele cosmetice alese clar de stilistul dumneavoastră, pentru că atunci când avem problemă clar cu părul, ne adresăm în primul și în primul rând la hair stylist, el ar fi doctorul, da, pe podoaba noastră capilară și undeva deja din discuție, deci ajungi, noi facem o consultație la ceea ce vedem pe exterior, cu siguranță, și deja ajungem și la interior, pentru că automat, dacă avem un stil de viață în care nu reușim să ne odihnim sau foarte stresant sau, sau muncim foarte mult, cu siguranță că părul va avea de suferit. Ceea ce a fost nou pentru mine, adică de fapt eu am făcut cunoștință cu produsele Cloran în aceste zile când m-am documentat să văd, mi-a plăcut foarte mult că citisem despre chinină și vitamina B, ceea ce înseamnă că ne stimulează cumva și creșterea părului, hrănește firul de păr în totalitate. Voiam să vă întreb despre rutina zilnică, de câte ori trebuie să-l spălăm ca să înțelegem sau cumva să ne hrănim părul și să știm că să nu mai cadă atât de grav. Noi știm că sunt produse testate dermatologic, adică un produs care trebuie să-l avem pe raftul nostru de la baie sau din unde ținem noi șamponul. Întrebarea mea este de câte ori este corect dumneavoastră ca specialist, de câte ori ne spălăm părul și de cum este corect să ne spălăm părul pe cap, pentru că și asta este important. Um. Eu am și aș recomanda tuturor telespectatorilor și clienților mei ca să și spele părul de atâtea ori de câte are nevoie, doar că spălarea ar trebui să fie corectă. Corectă asta ar însemna uh, să alegem șamponul potrivit, cu pH-ul potrivit, pentru că dacă avem un păr natural, avem un pH la jumătate, da, gen 7, dacă avem un păr vopsit, deja se schimbă automat pH-ul firului de păr și de asta este necesar produsele uh, recomandate exact pentru tipul nostru de păr, de grosime, de uh, structură, de dacă este natural sau uh, este vopsit și dacă avem desigur un scalp foarte, uh, foarte gras. Uh, eu vreau să zic că sunt pentru produsele testate dermatologic pentru că la situația actuală avem foarte multe clienți cu probleme, uh, probleme de gen uh, căderea Abundentă. Abundentă, foarte chiar aș spune, a podoabei capilare. Deci, 1% acum, da, pot să găsesc care nu au problema asta, care au un păr atât de, de scala dumneavoastră sau o podoabă capilară frumoasă, dar maximal 90%, deci au probleme cu căderea părului și probleme cu pielea scalpului și eu sunt pentru mereu le recomand, zic că ceea ce ține de mine în salon le pot recomanda o vopsea gen fără amuniac sau să nu atingem rădăcina dacă există o problemă dinăuntru, să aibă grijă la alimentație și desigur numai decât să apeleze și la produsele derma testate dermatologic care au toate substanțele necesare pentru menținerea unui păr sănătos, pentru că în liniile profesionale de cosmetică, nu, în toate sunt uh, seria de tratament. Chiar uh, la mine în familie, și fetița mea și soțul meu s-au folosit de produsele testate de dermatologic. Fetița mea a avut uh, dermatită seboreică, și am folosit uh, șamponurile necesare care sunt anticădere și mulțumesc că a fost un efect bun. De asta ziceam și la început de emisiune că este foarte important să ne alegem produsele corespunzătoare. Dragele mele, eu țin să vă reamintesc că subiectul nostru de astăzi este îngrijirea capilară, podoabei capilare mai exact, așa că dacă aveți întrebări la invitatele noastre de astăzi, noi le așteptăm aici cu mare, mare drag. Totodată vă îndemnăm să fiți activi pe pagina noastră pentru că avem și premii pe măsură, de această dată fiind două produse de la partenerii noștri de astăzi, Cloran, un balsam și un șampon testat de dermatologic care cu siguranță o să aibă grijă de părul dumneavoastră. Până atunci vreau, Nadejda, să te întreb pe tine care e rutina ta de îngrijire? De câte ori te speli pe cap? Pentru că vorbisem anterior că o faci zilnic și nu crezi că este o problemă. Ai simțit că părul tău îți mulțumește pentru că folosești produsele corect. Dar eu sunt curioasă la capitolul aranjări, pentru că și aici avem inamicul numărul 1 care nu ne poate lăsa să ieșim din casă nearanjate, necoafate, avem diferite ustensile, dragă doamne, că suntem în anul 2021, ce faci tu ca să lucească atât de bine și să, să nu-l deteriorezi? Apropo, acest luciu vine de la anume acest șampon, cloran cu quinina și folosindu-l, eu deja îl folosesc mai mult de un an de zile, cred că de când de prima dată l-am încercat, îmi place că oferă volum și într-adevăr poți pur și simplu să-ți usuci părul uh, cu fen obișnuit sau chiar îl ieși așa de la sine să se usuce și el nu este um, nu știu, lăsat, lins mai este, să mai spune așa, da, stă urât. Ceea ce ține de uh, aparate de coafat, eu, spre exemplu, zilele trecute am aflat că există aparate cu tehnologie infraroșu care nu usucă, pentru că ce pățesc eu, șamponul cu quinina așa de bine întărește firul de păr, Că cu toate cleștișoarele simple, nu ține cu afora mai mult de o oră. Adică el la mine, dacă de la natură este drept, eu în zadar îl chinui cu toate ustensilele și am renunțat. Adică chiar și acum eu doar simplu l-am spălat, l-am uscat, am ieșit și într-adevăr el lucește foarte bine. Uh, șamponul spală ce îmi place cu cantitate puțină, nu trebuie să folosești mult. De asta eu într-adevăr îl spăl în fiecare zi, nu pentru că este extrem de murdar, dar îmi place cum se aranjează. da. El de la sine așa cade, este plin, uh, voluminos și mai frumos decât stai permanent cu coada prința. Uh, ce ține de... Uh, masca de balzamul acesta tot este necesit, necesită o cantitate foarte mică, el așa de bine se absorbe, în tandem el într-adevăr foarte bine, nu știu, vreau să subliniez că într-adevăr îngroașă părul, se simte, eu cum am observat, deja l-am folosit o săptămână, două, și când mi s-a rupt firul de păr în timpul peptonatului, îl analizam pentru că parcă îmi părea că nu este rupt, nu este de pe capul meu. De aceea nu văd o problemă de a te spăla cu cloran în fiecare zi, pentru că este testat dermatologic. Absolut nu am avut niciodată nicio întrebare cu uh, sebum în exces uh, sau cumva că dacă foloseam șampon din comerț, uh, putea să fie așa un efect invers. Cu cât mai des spălam capul, cu atât mai des el devenea mai murdar, nu știu din ce cauză. Dar cu cloran. Uh, eu mi-am rezolvat întrebările și într-adevăr pot să zic că podoaba mea capilară este mult mai frumoasă și bogată în comparație cum era un an în urmă, pentru că era jale mare. Eu am născut cinci copii și vă dați seama, după atâta alăptare, părul meu era, mă rog, cum era, dar acum pot să mă mândresc. Da, într-adevăr are un luciu natural și asta e foarte important când e un luci. De asta nu știți, cum ați spus și dumneavoastră, dat cu spumă, cu gel, dar el vine de la spălat corect și de la îngrijire uh, corectă. Uh, așa, multe mesaje am primit de salutare. Natalia Bambuleac ne spune că a folosit cu mare drag acest produs. Bună seara, ne spune Gabriela. Uh, totodată avem și o întrebare de la Gabriela. Este bine să ne spălăm părul cu apă uh, fiartă, așa cum făceau bunicile noastre... Și deoarece apa la noi este dură? Are vreun factor și aici? Da, cu siguranță, dacă avem o, dacă apa este foarte clorată, cu siguranță că va usca firul de păr. În cazul acesta, atunci ar trebui să folosiți niște produse cu fără sulfație, adică care, cum povestea doamna Nadejda, că îi curăță foarte delicat firul de păr, care conține și ca antistatic, deci în cazul ei nu se va electriza părul, chiar dacă este foarte subțin și este desigur apa fiartă este mai moale pentru, pentru părul nostru, adică desigur cine are timp poate să se folosească de Acum apă de, fiartă. De cine, Cine, cine nu, în general cel mai bine este să spălăm părul nu cu apă fierbinte, pentru că apa fierbinte deschide porii, iar apa rece închide porii, de asta și se recomandă de a usca, de a usca părul dacă chiar și îl spălăm în fiecare zi putem să-l uscăm nu cu aer fierbinte pentru că după asta se usucă și se electrizează, dar putem să-l uscăm cu aer rece exact așa și cu apa în loc de apă fierbinte sau în călduța, adică este bine mai rece. În cazul ăsta e ok. Eu totuși sunt de părerea că, da, tu ai perfectă dreptate. Eu nu am susținut niciodată măștile făcute acasă din gălbănuș, muștar și nu știu ce, având pe piață produse bune, testate dermatologic, nu trebuie să ne ardem scalpul cu fel de fel de muștare, de maioneze, pentru că eu, când aveam și eu vreo 15-17 ani, am testat ce vreți voi. Și nu, podaba mea așa frumoasă capilară e de la mama natură, nu are nicio tangență cu gălbănușul, albușul și nu mai știu ce. Toate astea, o fi ele bune produse naturale turiste acasă, dar eu totuși cred că ceea ce au făcut specialiștii și ceea ce fac profesioniștii știu mai bine decât noi, că noi nu putem să le știm pe toate. Totodată vreau să te întreb despre acest produs miracol, care fiecare femeie în anul în care suntem în lare, în baie, în gentuță, eu un geantă îl port pentru că te salvează la orice situație. Este vorba de șamponul uscat. Cât de bun este, cât de benefic, cât de important este să-l alegem de la producătorul corect, ca după și ulterior să nu avem o problemă dură pentru părul și scalpul nostru. Deci, din cunoștințele mele, din ceea ce folosesc eu, produse profesionale, șamponul uscat nu ar dăuna firului nostru de păr. Doar că este o problemă dacă va fi abuz de acest șampon sau dacă folosim un șampon din comerț, pentru că eu deja observ la majoritatea clientelor mele care se așează la mine în fotoliu că vine să-și vopsească părul și zona de top da, este îmbibată cu acest șampon uscat care conține foarte multă pudră, deci scalpul este tot alb și el desigur, mai ales dacă este vorba despre un păr blond, el este foarte uh, uscat. În cazul acesta, dacă uh, dumneavoastră o să folosiți prea abundent șampon uscat sau care conține prea multă pudră, cu siguranță că veți avea deja probleme cu pielea scalpului. Eu v-aș recomanda, deci, produsele uh, profesionale, produsele testate dermatologic și și la temă că șamponul uscat de la clorane nu conține această pudră, dar sunt absolut pe produse naturale care doar va absorbi acest sebum și nu va dăuna nici de cum scalpului nostru, ca să nu ne creiem de fapt alte, alte probleme. Adică, iarăși, șamponurile din comerț nu sunt bune, cele profesionale sunt bune ca să nu afectăm uh, firul de păr. Adevărat, adevărat. Uh, ce alte sfaturi practice ai, tu să ne spui mai ales pentru femeile care suferă și care au un păr de fir subțire? Cum ar trebui să l trateze pe lângă faptul că ne alegem trusa de produse corecte pentru scalpul și părul nostru? Uh, ce facem ca să pe lângă firul de obicei el nu se mai îngroașă, el trebuie tratat și menținut ca să nu ducă la chelie și la altceva? Dacă persoana nu are o problemă genetică, gen este, este, în istoria părului că este o lungime genetică și persoana nu poate atinge o altă lungime nici în timp de 20 de ani și nici în timp de 5 ani. Deci dacă a luat această lungime de la mămica sau de la bunica și are un fir de păr foarte subțire și mai ales că rădăcina este, foliculul este, doar că acest fir de păr el este într-o stare adormită, atunci ea nu va putea ajunge, de exemplu, niciodată la o lungime uniformă, densă sau în lungime. Și în cazul acesta, adică, în primul și în primul rând, noi apelăm clar la suplimentele alimentare, ceea ce se recomandă pentru păr, unghii și piele, pentru toate vitaminele pentru femei după care alegem produsele anume pentru stimularea firului de păr, pentru întreținerea firului de păr și anume uh, testate iarăși dermatologice, mai ales că vorbim despre uh, părul problematic sau părul uh, bolnav. Și uh, aș mai sunt, adică uh, diferite tratamente ca gen, uh, mai există mezoterapie care se face injectările în scalp, sunt vitamine care se injectează la nivel de rădăcină și cumva ele ar stimula iarăși creșterea firelor care sunt într-o stare adormită, adică a firelor nu vârstnice mari deja, da? dar etapa... Da, 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 da. I-am stimulat ca să aibă putere să crească în jos. Și mai sunt dermapenul, iarăși, mai sunt niște proceduri cosmetologice, mai sunt tratamente chiar în saloane, care anume pentru menținerea, întreținerea lungimii, asta ar fi gen laminarea părului, care iarăși sunt produse de doi pași, care iarăși umple și îngroașă de păr sau tratamente ca Botex, Higher, mai sunt diferite prin, prin saloane care noi întreținem în lungimea. Da, într-adevăr și aceste proceduri sunt bune, dar dacă cumva uh, ne spălăm și avem o rutină zilnică corectă, putem să ameliorăm și să nu ajungem la etapa de mezoterapie, dermapen, botox și alte chestii care sunt sigură că costă și ustură la buzunar mult mai mult decât ai cumpărat 3-4 produse și le-ai avea la loc sfânt în, în baie. Uh, Nadejda, vreau să te întreb pe tine, tu ești din mediul online și cu siguranță vii cu sfaturi și recomandări tuturor femeilor care te urmăresc. Care sunt secretele, două, trei secrete pe lângă părul sănătos pe care îl ai, care le, le împarți cu femeile pe care te urmăresc? În primul rând este un mod sănătos de viață, spunem așa, în toate domeniile. Numai decât trebuie să facem efort fizic ca să trezim organismul nostru. Numai decât trebuie să dormim acele ore necesare să fim mai liniștite, să nu fim supuse stresului, să primim viața așa cum vine. Nu, în ultimul rând, desigur, trebuie să folosim produse calitative. Pentru că noi nu întotdeauna în alimentația zi de zi putem suplini tot necesarul de vitamine, însă eu atunci când am depistat problema, da, căderea aceasta abundentă și subțierea firului, am luat-o, spunem așa, un accent dublu am făcut. Șamponul conține extract de quinina și vitamina B6 și eu și am luat vitaminele B6, B complex le-am folosit ca supliment și încă un adică cum ai mers pe tratamentul atât exterior cât și interior ca să aibă efect da, pentru că era un efect, sincer să vă zic eu eram fricușător eu când spalam Părul, cădea foarte mult păr. E bine o zi, a doua, dacă în două săptămâni la rând și situația nu se schimbă, e strașnică situația. Dar dacă noi ne restabilim și corect începem, este foarte importantă și alimentația, și modul nostru la general, și îngrijirea profesională pentru că iarăși eu am încercat multe diferite, iarăși, da, cumpăram de la magazine care scriu uh, șamponurile care ajută la creșterea părului, dar nu, m-am dus la farmacie și am luat deja un șampon uh, care este special pentru problema care eu am avut-o și vreau să vă zic că anume cu acest șampon de la Quinina pe mine câteodată mă întreabă fetele, ați făcut botox sau laminare? Nu, doar spălare zilnică și ea are cumva așa un efect. Speli o săptămână, două, trei, o lună și efectul se amplifică și el rămâne. Că eu am încercat am, o lună, nu am spălat cu acest șampon. Dar oricum eu m-am întors pentru că este calitate și este cu totul alt efect. Eu am simțit cum cu șamponul simplu din comerț eu spăl tot efectul celălalt care l-am făcut timp de. Новая лунька там спалат. sunt anterior de activitate. Păi să aveți 5 copii, nu mai puteți să stați un minut cu siguranță. Eu mă bucur că dumneavoastră reușit să spălați părul în fiecare zi, că 5 copii, nu știu cum să vă spun. Eu nu am niciun copil, dacă când ajunge etapa de spălare a părului, zic că ei, mâine, lasc, mâine, lasc, poi mâine, că mai așteaptă, mai așteaptă. Dar noi trebuie să luăm exemplu de la dumneavoastră, pentru că, dragele mele, podoaba capilară este cea mai importantă. Când vezi o femeie frumoasă, cu păr sănătos, nu mai vrei să te uiți la nimic, doar la ea și la părul ei. Până una altă vreau să dau citire și mesajelor care au venit în continuare pe pagina noastră, pe live-ul nostru, unde vă îndemnăm de fiecare dată să fiți active. Elena Berza ne scrie, bună seara, eu am folosit și folosesc cloran cu urzică, unicul șampon care reduce secreția din sebum, din cele încercate. Victoria Gherța ne întreabă, bună seara, am probleme cu îngrășarea rapidă a părului. Am încercat să lungesc perioada de spălare de la 3 la 4 zile, dar nu observ nicio schimbare se recomandă o astfel de modalitate sau trebuie să spălăm părul de câte ori este nevoie mulțumesc da, am mai spus. Desigur că părul trebuie spălat de atâtea ori de câte are nevoie, dar vreau să vă zic că dacă spalați părul odată la 3 zile, asta nu este o problemă cu îngrășarea părului. Deci, doar un păr uscat sau un păr ondulat, uh, deci, va avea necesitatea ca să fie spălat la 5-7 zile. Un păr normal se spală la 3-4 zile. Așa că nu cred că aceasta este o problemă. Plus la asta, uh, Primele două zile, dacă este cloran cu urzică, care respectiv micșorează secreția sebumului, la a treia zi dumneavoastră puteți folosi deja șamponul uscat pentru a preveni îngrășarea în abundență, ca să-l mai puteți purta o zi și cumva o să-l puteți educa, iarăși, folosind din aceeași gamă produsele necesare. Eu vă mulțumesc tare mult! Cineva mai întreba din urmăritoarele noastre dacă uleiul de cocos cumva ne-ar ajuta pentru stimularea părului, pentru știm foarte multe femei, cumva încearcă cei ce vorbeam de, de măștile și produsele naturiste. Tu, ca specialist, ce recomandări ai? Da, uleiul de cocos este foarte bun, de obicei majoritatea clientelor îl folosesc pentru lungime, îl aplică după spălatul cu șampon și respectiv obține atât și un luciu cât o structură foarte moale, hai să zic așa. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost lângă noi în această seară. Sper să ne mai revedem cu alte sfaturi și recomandări. Atât a fost să vă spun pentru astăzi la frumusețea în detalii. Sperăm că și joi veți fi alături de noi în altă componență frumoasă, cu alți invitați speciali, iar noi pe această cale le mulțumim celor de la Farmacia Familiei că de fiecare dată ne susțin și sunt alături de noi și nu uitați să cumpărați produsele necesare și potrivite pentru podaba capilară. La revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți!